Bine ați venit la Edalarea pentru Vărsător, ascendent lună soare în Vărsător și haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru Vărsător? Ce avem pentru vărsător? Sunt gânditori. Ce avem pentru vărsător? A, nu vreau. Ce avem pentru vărsător? Luna și asul de monede. de monede regina de săbi wow uh... poate vei reconcilia niște relații tensionate aici Patru de săbi da se vor liniști, să-i zicem. Aici aveți luna, asul de săbii și asul de monede. Dacă doriți într-adevăr să faceți investiții, vă sfătuiesc să o cercetați în cel mai mic detaliu posibil. Gândiți-vă la fiecare aspect înainte de a investi în ceva. Pentru că vor veni cheltuieli mari la care nu v-ați așteptat și asta înseamnă că va afecta grav situația financiară. Ceea ce văd aici. Deci, plus, evitați să fiți emoțional. Luna înseamnă emoție. Și asta înseamnă că voi, cu asul acesta și asul acesta, e posibil atunci când uh, nu sunteți bine emoțional să divulgați planuri secrete și confidențiare celor care, de fapt, pot, fi, pot deveni inamici numărul unu pentru voi. Deci, Evitați orice tip de relație cu altcineva. 3 de monede, 2 de cupe, 6 de bute. Dacă doriți într-adevăr să fiți învingător și doiul acesta de cupe să faceți de fapt poate o asociere cu cineva, este momentul potrivit, dar nu dați din casă secretul pe care voi deja îl știți. Dacă eventual, pentru unii dintre voi regina aceasta, poate fi de fapt un om politic sau un om guvernamental. Dacă sunteți în poziția aceasta, înseamnă că vei primi o mare responsabilitate la locul de muncă și vei ști cum să curăți tot gunoiul. Dar în același timp, cu doiul acesta de cupe și șase de bute, înseamnă că ești recunoscut. Asul de bute, un nou început puterea adjustment. Wow! Aici devii o putere, pur și simplu. Aici vei fi pur și simplu entuziasmat de ceva nou. Ai asul de monede, asul de săbi, asul de bute. Marea preutasă. Încă o dată, ce spuneam un pic mai înainte de secrete? Pur și simplu le văd. Deci, nu mă întrebați cum, dar fiți foarte atenți să nu dați nimic confidențial. Să nu divulgați nimic confidențial din planurile voastre secrete, din ceea ce voi vă doriți să faceți, pentru că optul acesta de cupe vi se dă un șut din altă parte. În loc să fiți voi cei care luați, cineva se folosește de informația respectivă. Nouă de bute și veți avea piedici. Moartea. Secret. Secret. Aici este o relație foarte bună cu partenerul de viață pentru că aveți moartea și doi de cupe. Este o ceva frumos, pasional. O relație foarte puternică. Posibil pentru unii dintre voi să fiți într-adevăr entuziasmați pentru ceva nou și... Am senzația că aveți de-a face cu această o schimbare mare. 9 de săbi, 5 de bute și 8 de monede. Dacă vreți într-adevăr să aveți beneficii, să câștigați dintr-o nouă afacere, va trebui într-adevăr să faceți o călătorie lungă. Iar aici, Eon Phoenix. Care este planeta renașterii? Venus. Deci când ar trebui tu să faci ceva favorabil pentru tine? Vineri. Deci, pur și simplu, ți se deschide calea. Este... Am senzația că sunt undeva pe zăpadă și pur și simplu ești pe sanie și strigi pârtie și totul se deschide în fața ta pentru că dai la o parte totul. Dai la o parte totul și ajungi acolo unde vrei. Te, mi s-a încrețit pielea și știu că este adevărat și știu că, într-adevăr, se va întâmpla ceva de o magnitudine foarte mare, puternică, care în sfârșit aveți calea fericirii și a banilor. În sfârșit! Ceva cu o putere extraordinară va fi aici. Ia uitați-vă! Voi sunteți magicianul, aveți roata, aveți șase de monede, împărăteasa, Prințesa de monede. Doamne, e ceva de vis. Dar adevărat. Crede și totul se va împlini, pentru că asta îmi spune aici. Aici este mâna destinului. Aici nu poți să faci absolut nimic. Aici este destin. Magicianul din tine și împărăteasa bani, fericire, tu îți transform viața dacă știi într-adevăr cum. Încă o dată pun accent. Nu divulgați planuri secrete. Feriți-vă în momentul în care sunteți pur și simplu mai emoționali, mai știu eu, așa vă simțiți. Evitați, plecați de acolo. Dacă nu puteți să închideți gura. Haideți să vedem ce avem în dragoste, dar ceea ce văd aici este extraordinar de frumos. Lăsați controlul și lăsați totul să meargă de la sine. Vă chemați sufletul pereche, o conversație de la inimă la inimă și s-a meritat Așteptarea, pentru că acum este timpul divin să vină cineva pe care tu ai așteptat în viața ta, iar aici poate că sufletul pereche diferă de felul în care tu te aștepți, de tipul în care și retreat asta înseamnă că este ceva dintr-o viață anterioară și este de fapt iubirea adevărată. Iar aici am senzația că nu este numai uh, ceea ce diferă, dar um, Simt o conexiune. Cei care aveți frați mai mari, posibil să, să fiți susținuți. Pentru că simt această energie. Haideți să vedem aici ce avem pentru voi. Magicianul. <laughs> poți face orice. Vedeți? Poți face orice. Ia-ți pur și simplu viața în mâinile tale. Pentru că poți să manifeste orice și totul va fi un succes. Numai bine, la revedere și ne auzim.